O femeie bolnavă, vă rog să luați aminte, sigur, careva dintre dumneavoastră are probleme cu fierea. Fie piatră, fie poate numai nisip. Această femeie de care vă povestesc acum, e din Făgăraș, avea, nu vorbesc așa, avea carieră la fiere, borovan, pietră zdravene, și spune doctorul așa, păi femeie, dacă nu te operăm, mor. Și se dă la Sfântul Părinte Arsene Boca și cum a văzut-o, Sfântul îi zice așa, ce bă, sunt să știa că dacă nu te operezi, mor și ai, mă? Da, bă, sigur că era supărată și avea dureri mari. Da, părinte, nu te duc mă la nicio operație, tu să faci ce zic eu. Să-ți faci ceai din limba cerbului cu coajă de portocal, dar neîndulcit. Și bea numai așa, așa au și făcut. Ca și cantitate, dragii mei, pe care vă interesează, o lună de zile, a făcut pauză săptămână și bea din nou. Dar neîndulcit. S-a dus femeia acasă și este o frunză la o cană. Femeia n-a mai făcut niciun fel de operație. Este așa de iute în fire, că zici că are 18 ani, asta nu zic 18, 20 ceva. Și are 70 ceva de ani. O femeie în vârstă de 75-76 avea atunci dânsa, era vecină cu noi, avea cataractă. Dar drăguța de dânsa, când s-a văzut în fața Sfântului, eu și uitat cum ce s-a dus la dânsul. Să uite Sfântul Părinte, ce la mă, de ce ai venit la mine? Pe ce Sfinția voastră am venit să vă văd? Mă, n-ai venit să numai să mă vezi. Ba da, zice Părinte, pentru asta am venit. Mă, n-ai venit pentru asta, mă. Ba da, mi Părinte, dar am venit numai să vă văd. Mă, ai venit tu să mă vezi. Dar ai venit pentru că ți-o zis doctor că dacă nu te operezi, că ai cataractă, orbești. Vai, de ce Sfinția voastră așa e? Vai de mine, iertați-mă că am uitat. Și Sfântul zâmbind îi zice, bă, nu te dura nicio operație, să faci ce spun eu. Primăvara, când se curăță via, să-ți iei din seva viei și să-ți pui picături în ochi, două, trei picături la un ochi. Și nu sunt mai nevoie de nicio operație. Cataracta i-a trecut și nu mai avut nevoie niciodată de operație. Astea sunt două rețete de la Sfântul Părinte Arsene Boca. Un maestru militar, bețiv, curvar, căsătorit, doi copii, cu o femeie credincioasă, femeia se te ruga la Dumnezeu să facă cumva să-l sfide pe bărbatul, să-l fie. Că nu vrea să-l lase așa cum a pe el, patul ăsta. Și la un moment dat îi zice femeia bărbatului, îi zice, bă, bărbate, uite, te rog frumos, dar te rog să nu mă refuz, fă asta pentru mine, ce tu, femeie? Uite, în concediul ăsta, anul ăsta, hai cu mine la mormântul părintele, la Prislon. Că zice, și tu, femeie, ce să fac acolo? Păi treaba ta, zice, dacă uși până acolo, dar hai până la Prislon. Hai, tu, femeie. S-a dus oameni buni, o urca și eu să văd pe ce, nu văd ce acolo mor, nu și o cruce. Care-i problema? Și-au văzut oamenii cocolesc mormântul Sfântului Părinte, îngenunchează, se roagă, se ridică și sărută Sfânta Cruce. Și bă, dacă fac și eu, mor și așa nu mă păstă nimic. Păi oameni buni, s-a apropiat de cruce și-a dat să-l sărute. Așa arsură a simțit, arsură, că s-a tras speriat înapoi, că-s doamne.
ce-o fi cu mine? Mă gândesc sau ce cu mine? Nu se poate oricum să mă ardă lemn. Iar s-o apropia să facă același gest. Exact același simțământ. Mai stă puțin în genunchi, se ridică, se retrage. Nu m-a încercat a treia oară. Nevasta a văzut-o. Dar nu sunt nimic. Când se iasă din Sfânta Mănăstire, îi spune maestru, mi-i cap bărbasă, pentru că ceva femeie, nici știu ce să zic, nu știu cum să zic. Și pe bărbat îi zic, așa cum îți dă zic, mă. Tu, zice, nu știu, mi se întâmplă ceva așa la creceasă. S-a făcut ceva cu capul meu. Și pe bărbat îi spun, zice, și eu am văzut așa ce bine. Păi zice, uite cum am făcut cu buzele și să rup crucea, am simțit o arsură puternică pe buze încât m-am matat înapoi. Am văzut cum mi s-a părut, am încercat a doua oară și am simțit la fel și iar m-am retras și n-am mai avut curaj a treia oară să fac același lucru. Deci, bă, bărbatul, știi ceva? Se crește bine, făcut bine. Dacă înțelegi ceva prin aceasta, ar fi foarte bine. Dacă nu, cum crezi tu? O ajuns acasă și o încercat să reia din nou năravul lui. Prieteni faini, de pahar și femei. Când se apropia, era un gașcă. Când a luat paharul să-l pune la gură să bea, exact simțământul de pe crucea Sfântului Părinte Arsenie Boc, au simțit-o pe buzele lui. Nu a putut să bea un strop. S-a tras înapoi. Ia să lasă țără pahar. Ce mă, cu mine, mă? O stea cât o stat, careva dintre prietenii ai lui, și ce ai, bă, Ioane? Lasă-mă, zice, n-am nimic. A încercat a doua oară, exact același simțământ. Ce vă pe mine, vă rog să mă iertați, să mă duc până acasă, că nu mă simt în apele mele. Du-te, zice, dar ce ai, bă, nu știu. Când s-au dus pe stradă, sigur că și patima era altă era, numai beția și curvia și cum vedea o femeie frumoasă, cum se uita așa cu patima spre ea. Ei, de cât ori privea vreo femeie faină, îl apuca o frică, un, așa ca un tremur din toată ființa lui, de-l determina să plece ochii în pământ. Nu se mai uita. Până l-a făcut oameni buni ca astăzi. Să nu mai bea deloc, ca și mine ăsta care vă povestesc. Și să nu se mai uite cu patimă la nicio femeie. Femeia lui este femeia binecuvântată și dată de Dumnezeu, de care își are scopul și rolul în viața aceasta, și își duce viața ca un creștin. Vedeți cât de folos este cât o lovitură, șoc, pentru oameni așa năroți, așa ca mine și ca alții, așa ca mine, așa. Trebuia și trebuie să treci prin anumite faze. Dar zice Sfânta Scriptură așa, despre iubire, că tot spuneam, că noi slujim, noi credem că slujim Dumnezeului iubirii. Că zice că Dumnezeu este iubire. Și cine iubește, zice că suferă totul, iartă totul, îngăduie totul, nu vorbește necuvincios, nu se mânie. Auziți, dragii mei, cum este iubirea pe care Dumnezeu ne cere să avem? Unul față de altul și, Doamne, când ne sfârșim unul față. Și ceea ce este cât se poate de dureros, și o spun din tot sufletul, pe data de 28 noiembrie anul trecut, la împlinirea celor 20 de ani de la mutarea Sfântului Părinte, drag Arsenie Boca, la Bunul Dumnezeu, mă aflam și eu. De la Silvașul de Jos, până la Sfânta Mănăstire Prislop, unde m-a lăsat polițiștii. Pe jos. Alții, care au venit după mine, din Hasei până la Sfânta Mănăstire, pe jos. Dragii mei, eu n-am văzut în viața mea, și credeți-mă că n-am 20 de ani, n-am văzut în viața mea așa mulțime de oameni. Preasfințitul Daniel Partoșanu, estimat însu-n predica sa,
minunat om, oameni buni, că s-a estimat că a fi fost la ora aceea în jur de 40.000 de oameni. Și tot dânsul spunea așa, tot estimativ, că până la miezul nopții acelei zi de 28 noiembrie anul trecut, ar fost în jur de peste 70.000 de oameni. Mai oameni buni, eu i-am trimis acolo. Nici dumneavoastră. Este fenomenul prislop de care Patriarhia Română nici măcar un cuvânt sau măcar ceva la Trinitas, la postul de televiziune creștin-ortodox, n-a pomenit nimic. Te înfioară, măi, oameni buni. Serios, că pe mine m-a înfiorat.